Dragi prieteni, suntem în Arad la familia Gaica, alături de mine este doamna Lavinia, împreună cu Elena și împreună cu tatăl Elenei, domnul Ionel. Suntem astăzi aici pentru că Elena este și a fost ajutată de către noi printr-o campanie de strângere de fonduri cu ajutorul dumneavoastră, pentru că suferă de o boală cumplită și aș vrea să o rog pe doamna... Da? În ce sau cum se manifestă boala aceasta? Înseamnă că o parte din creier nu funcționează, celulele, deci la nivelul creierului. Ok. Și ea este semi-paralizată, deci pe toate. Da, se poate vedea lucrul acesta. Dumneavoastră s-a apelat la... Uitați da. Cu cine și mânuța. Da. Dumneavoastră s-a apelat la noi... Nu poate să nici obiecte în ea, numai cu o mână. Dar am apelat la noi pentru că am fost foarte disperat, că a trebuit să operăm în Germania. Deja are 4 operații, de o luxație de șolt, o întindere de tendon de os la piciorul drept și la piciorul stâng. La fiecare picior a fost nevoie de 2 intervenții chirurgicale, plus mai avem încă una, o luxație de șolt. Și recuperarea apoi, și, în Barcelona. Și recuperarea, deci în Barcelona, cel puțin de 3 ori pe an. Ca să învețe să se vadă să meargă. Rezultatele, da. Să învețe să meargă. Până acum s-au strâns fonduri pe site-ul nostru, fonduri pe care le-ați primit. Vă mulțumim tuturor care ați donat, care credeți în șansa Elenei la o viață aproape de normală. Să poată și ea, într-o zi, să fie alături de sora ei, să poată umbla, să poată zâmbi, să poată mânca singură, să poată sta în fund, să se joace cu jucăriile. Da, mulțumim și noi pe această cale tuturor donatorilor noștri ai Asociației Speranță pentru România, pentru că au oferit o speranță și o șansă la viață, la o viață normală pentru Elena, cum puteți vedea aici. Acum, la ultima operație, știu că ați schimbat orteze, da? Da. Ne puteți spune așa în câteva cuvinte? Domnul Ionel, ne puteți spune despre orteză? Da, am fost efectuat ultima intervenție chirurgicală piciorul drept. Trebuie să mergem în Germania să ne se monteze orteza și în următoarea fază începe recuperarea. Da, ei se poate plus vedea. Operația, că mai avem operație. Posibil operația. Sper să nu fie nevoie anul ăsta de operație. Mai are o subluxație la șold care posibil să se corecteze de recuperare sau va fi necesară intervenția chirurgicală. Da. Acum da. Vedem pe parcurs cum va evolua. Încă o dată vrem să mulțumim tuturor celor care v-au ajutat, care au fost alături de dumneavoastră, prin donații, prin SMS-uri. Ați crezut și credeți în șansa Elenei la o viață aproape de normal. Mulțumim mult tuturor! Mulțumim din suflet tuturor!